Am făcut un clip săptămâna trecută prin care am pus la vânzare canalul meu de YouTube pe $200.000 prin crearea unei criptomonede. Practic, proiectul sună exact în felul următor. Lansez 10 milioane de Icon Token, care este criptomoneda propriu-zisă, la preț de 2 cenți. Asta ne dă o sumă de $200.000 în total. Am anunțat că voi deschide private sale-ul, poți investi de la $1 dacă vrei. S-au înscris până în momentul ăsta, mare atenție, undeva pe la 6.000 de oameni. 6.000 de oameni care vor să investească în criptomoneda viitorului. Și le-am pregătit un formular unde vor completa cu adresa de mail suma pe care vor să o investească și la ce return on investment se așteaptă fiecare. Și am primit comentarii la clip de genul următor. E o vorbă la fel de clasică precum și forma asta de înșelăciune. Dacă ceva e prea frumos să fie adevărat, înseamnă că nu e adevărat. Ți apă de zile mari, cum îți permiți să vii cu aburel din astea? Să prostești oameni care habar nu au ce intenții ai, oameni care muncesc pe salarii minime și medii sperând să strângă un ban cinstit, frânjel de bogățire 50 de lei. Mă rog, și tot felul de alte comentarii. Însă vreau să intrăm puțin și în formularul de pe Google, care a fost completat de investitori, să vedem ce așteptări au de la proiectul ăsta. Bineînțeles, nu lăsăm adresele de mail pentru că sunt confidențiale, dar vedem cum un băiat a zis ceva de genul: bag 1000 de euro, vreau să am 1000 de euro. Ok, deci vrei să fie store of value. Altul vrea să bage 500 de euro și vrea să facă 10x. Altul vrea să facă 5x. Altul vrea să facă 30-40x. Altul o să bage 200 de euro, se așteaptă să facă 100.000 de euro. Altul vrea pur și simplu să riște 20-30 de euro și să facă un 10.000 de euro dacă avem bullrun, ceea ce mi se pare legit. Da, deci au fost oameni cu tot felul de păreri. Oricum, în medie, suma de investiție în formularul ăsta a fost de $400-500, ceva de genul. Și s-au strâns, mare atenție, peste 2,5 milioane de dolari. Ideea este că nu am avut timp să pregătesc documentația, nici site-ul, am făcut doar un light paper care să explice oarecum pe scurt ce vrea să facă proiectul ăsta. Și să vedem câtă lume este dispusă să investească într-un alt fel de proiect care nu mai există. Tokenizarea unui canal de YouTube. Și deci vânzarea canalului de YouTube prin crearea unei criptomonede. Și să fiu sincer, înainte să fac chestia asta, mi-a fost cam teamă. Însă după ce am văzut câtă lume a fost dispusă să investească în criptomoneda mea, orbește, mi s-a făcut și mai teamă. Pentru că vezi tu, totul a fost o farsă. Yep, totul a fost o farsă. Aoleu, cum adică? Nu mai putem să investim în monedă? Bro, nu există o monedă, nu o să fac niciodată o monedă. Am făcut treaba asta ca să aduc mai mult awareness la schemurile care apar și lumea care investește orbește, fără să se educe, fără să obțină mai multe informații. Pentru că uite așa, vezi cât de ușor este să faci bani în spațiul ăsta? Nu trebuie să lansezi neapărat o monedă care să schimbe lumea. E de ajuns să creezi un proiect prin care îmi vând canalul de YouTube tokenizat printr-o criptomonedă. Și uite așa puteam să fac instant 2,5 milioane de dolari. Pentru că, din păcate, spațiul ăsta cripto este plin de scamuri. A fost de ajuns să ai încredere în mecla asta, să îți promit ceva foarte, foarte mișto, să-ți arunc niște explicații tehnice superficiale, iar light paper-ul ăsta a fost creat de nepotul meu de 12 ani când vomita în timp ce îi prezentam și lui proiectul. Dar hai să vedem tot parcursul și de ce am vrut să fac chestia asta. Când vinde canalul pe $200.000 și de fapt își lansează o criptomonedă, n-am ce să mai spun. Cum să fac rost de niște bani? Vând canalul de YouTube pe $200.000. Și da, asta am așteptat de la băieții mei care întotdeauna sunt atenți la clipuri. Mă așteptam, bineînțeles, să facă clipuri. Ca de obicei, v-am explicat cum funcționează marketingul. Iar cei care s-au înscris în private sale pentru a cumpăra criptomoneda mea sau a investi în proiectul ăsta futuristic, au primit mailul următor. Acum, practic, urmează să filmez partea cu Google Forms și mail. Adică ei trebuie să completeze un Google Form, să-și lase mail-ul acolo, ce sumă vor să investească și am mai pus noi o rubrică în plus, cam câți bani vor crede ei că vor face practic din investiția lor. Deci ei trebuie să-și dea mail-ul în lista aia și ei practic asta vor primi. Către gușteri, da? Cea mai mare țeapă din cripto. Salut, ai participat la înscrierile în private sale. Felicitări, ai luat parte la o farsă majoră. Pentru că încercăm să aducem awareness. Ăsta a fost scopul celor două clipuri, da? Dacă ai primit mail-ul ăsta, poate ai pus botul, poate doar ai văzut ce se întâmplă, nici nu contează. Și aici practic o să punem link-ul cu clipul ăsta. Și toată lumea va primi practic un link să vadă clipul al doilea, când noi am încercat să aducem awareness. Da. Și au primit mail-ul cu link-ul către clipul ăsta, nelistat, ca să-l vadă ei prima dată, ca după aceea să-l fac și public, ca să-l vezi și tu acum. Și pentru că planul meu diabolic a fost extrem de bine gândit, peste 6.000 de oameni s-au înscris la private sale. Ceea ce înseamnă că pot fi foarte ușor păcăliți. Pentru că singurul meu scop în spațiul ăsta, și l-am mai spus, în tot social media, este strict să educ și atât. Mulți nu vor fi de acord cu ce scot pe gură, însă mulți în același timp se înșală. Bun, hai să începem. Ok, și acum o să filmez introducerea pentru clipul numărul 1 pe care l-ai văzut deja. Vând canalul meu de YouTube pentru 200.000 de dolari. De ce fac chestia asta? Pentru că este bear market și acum sunt o grămadă de oportunități pentru cei care aduc utilitate. Și asta o să vreau să aduc și îți explic imediat cum. Ce am explicat practic în vlog a fost neverificabil. A fost doar o poveste, doar un document. Da, puteam să fac inclusiv un site, puteam să fac un document mult mai atractiv, puteam să mintesc cele 11 milioane de monede cu costuri super mici și se pare că nu mai țin minte că am făcut un clip acum un an și ceva. Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de YouTube unde învățăm educație financiară și să ne creăm o criptomonedă proprie cu care să facem câteva sute de milioane de dolari. Hai să vedem cum. Nu trebuie să aibă neapărat utilitate în lumea reală, vreau doar să o creez pentru tranzacționare. Prima dată o să-mi cumpăr un curs de la Udemy care costă 40 de euro și mă învață să-mi creez propria criptomonedă pe blockchain. Apoi, aș lua lângă mine un tânăr care știe IT, care știe să scrie cod și poate are și niște legături cu blockchain-ul. Următorul lucru pe care l-aș face ar fi să-i dau un nume rezonant criptomonedei, cum ar fi Notorious Token, iar tokenul să fie NTS. Că intru pe Fiverr ca să caut pe cineva potrivit, ca să mă ajute. Mă uit la câteva detalii, ce prețuri are, ce oferă. Influencerii, bineînțeles, mă vor ajuta să răspândesc vestea despre minunata mea criptomonedă care va schimba lumea. Acolo am explicat cum poți să faci câteva milioane dacă ai o audiență în social media destul de mare și dacă îți creezi o criptomonedă cu 3, 4, 500 de euro investiție. Sună a business foarte bun. Și dacă printre voi sunt oameni care s-au prins că este o farsă, bravo, înseamnă că mă ascultați și mă urmăriți de ceva timp. Și ok, hai să mai analizăm ce am zis în primul clip. Nu te obligă nimeni. LB dripping. Sau concepută să crească în valoare. 5,20 de dolari. Mamă, ce... Și eu mă gândesc mult. Am foarte mulți urmăritori. Adică user care folosesc canalul meu pentru a se informa sau a afla niște glume proaste. Doar că tu vei... Taci, mă. Taci. Nici eu nu pun botul asta. Partea de revenue. Trebuia să te ademenezi cu ceva care există în lumea reală și ce câștig eu prin YouTube ad revenue este real. Am pus cifrele pe ecran, mai uite-le odată și pe ecranul ăsta. Povesteam cum există un revenue în lumea reală și o să car jumătate din revenue ăsta în lumea asta virtuală a criptomonedelor. Ca să-i bag în pool-ul ăla care va alimenta partea de staking, se va cumpăra automat token-ul înapoi, însă este foarte dificil pentru tine să verifici ce scot pe gură. În primul rând am lansat doar o idee și în al doilea rând trebuia să verifici după aceea cum intră bani reali într-un pool de staking, pentru că uite cum funcționează partea de birocrație. Muncesc o lună de zile să creez clipuri, YouTube ad revenue îmi produce mie niște bani și de-abia luna viitoare, pe data de 20-22, primesc banii pentru luna precedentă, în fiat, într-un cont bancar. Nimic în cripto și încasez pe firmă. Firma este pe România. Din firma de pe România ar trebui să aștept 3 luni de zile să scot dividende, să plătesc taxe și apoi să trimit pe un exchange să schimb într-un stablecoin, apoi să mă duc pe un DEX să cumpăr moneda noastră și să o bag înapoi în pool. Sau dacă nu stau să scot dividende, să fac chestia asta din firmă, dar pentru asta ar trebui să dezvolt un ONG care va deține practic 50% din banii aia încasați, care îi va trimite mai departe către un exchange, mă rog, restul flow-ului l-ai înțeles. Apoi prin multă birocrație să leg cumva criptomonedele cumpărate cu fiat, schimbate după aia în stablecoin, care să cumpere criptomoneda Icon. Nici nu îți imaginezi câți avocați și contabili cu expertiza asta pe cripto ar trebui să angajezi ca să fie totul legit. Deci ar trebui în primul rând să fie totul legit, că nu vreau să mi se sufle în ceafă să intru la pușcărie într-o zi. Pentru că, Doamne ferește, am ratat vreun act, chiar dacă am vrut să fac totul legit. Și dacă aș face asta, aș lucra doar la proiectul ăsta. Nu mai vedea să fac altceva în viața reală. Aș lucra doar la proiectul ăsta ca să mă asigur că e de succes. Apoi, îți ziceam despre tokenomics și prin calculele noastre cu devii noștri, foarte bine puse la punct, tokenul este creat ca să se aprecieze de-a lungul timpului în preț. Cine face doar asta nu vrea altceva decât să îți ia ochii. Să îți ia ochii de la faptul că trebuie să fii și un pic sceptic ca să poți să verifici. Am făcut doar niște calcule nefondate cu ceva ce nu există încă, dar îți promit că va exista și va fi exact așa cum spun eu. La fel, poate în trecut ai văzut și la mine pe thumbnail-uri niște predicții de prețuri. 50x, 100x, Bitcoin la 500.000. Dar niciodată nu o să mă auzi într-un clip că o să zic de o monedă că o să se ducă la prețul respectiv. Putem să facem calcule, să vedem ce ar trebui să se întâmple ca să se ajungă acolo, dar niciodată să zic, hei, se va ajunge la prețul ăsta pentru că știu eu cum. Tu nu trebuie să verifici, trebuie doar să mă crezi pe mine. În principiu este o linie foarte fină între proiectele bune și proiectele scam. Aia este de fapt problema și de asta am vrut să fac cele două clipuri. Pentru că inclusiv băieții ăștia hater pe care îi vezi că dau reacții negative despre spațiul ăsta cripto, că totul e un caritas, inclusiv ei își prind urechile pentru că nu știu să facă diferența. Este foarte greu dacă nu ești instruit, este foarte greu dacă nu te-ai educat, e foarte greu mai ales dacă n-ai citit dracului o carte, măcar o carte. Și am făcut destui bani în cripto până acum, deși sunt de foarte puțin timp, ca să-mi dau seama că la fel se spune și despre poker. Că trebuie să ai noroc, dar cei care nu câștigă sunt cei care nu știu să joace pur și simplu. Totuși există campioni la poker. Oamenii ăia cred că sunt foarte norocoși. Cu cât înveți mai mult să faci diferența între un proiect bun și un proiect scam, cu atât vei putea să faci bani mai ușor. Hai să vedem ce am mai zis. În primul rând, construim pe Elrond. Pentru că este un proiect românesc, este foarte scalabil și toată lumea știe să folosească Maiar pe larg. Adică lumea a auzit de Elrond, are încredere în Elrond și din cauza asta am ales să lansăm tokenul prin Elrond. Păi aici ți-am câștigat încrederea instant. Cam toți românii știu de Elrond, cam toată lumea care e în cripto are un portofel Maiar. Îți place pentru că este românesc, însă 99% din proiectele care se dezvoltă pe Elrond, mă refer pe partea de NFT-uri, sunt scam-uri de la bun început. Nu au din păcate nicio utilitate reală. Văd un NFT de $50 și zic: "Mamă, e super ieftin. Dacă fac 10x am făcut 500, am ieșit pe act." Nu se uită la comunitate, nu se duc să petreacă câteva zile în comunitate sau săptămâni să stea de vorbă cu membrii de acolo. Chiar dacă e doar $50 intrarea sau, mă rog, NFT-ul. Nu se uită la echipă, nu se uită la ce experiență are echipa, nu se uită la cât de publică este echipa. Băieții ăștia sunt de găsit pe undeva sau sunt doar niște nume create din neant? Aici se face research-ul cu adevărat. Aici trebuie toată lumea să-și bată capul mai mult. Nu să vezi un clip la mine pe YouTube sau la oricine altcineva să zici: "Gata, bag 20-30 de euro și scot 10.000. Nu așa se face. Când faci chestia asta, da, ești încadrat în categoria celor care fac gambling și din cauza asta o să-ți pierzi banii. Pentru că este o chestie pe care o spun mereu la mine pe canal. Nu pune doar în fața banilor, pentru că așa ajungi să-i pierzi. Înseamnă că nu-ți pasă de ei. Și pe partea asta de research de care vorbesc acum, inclusiv despre Elrond se zicea la fel la începuturi. Că este scam, că este caritas, că este făcut de români, deci e făcut prost. Dar s-a construit masiv, a ajuns la o maturitate oarecum. Poți să faci un research pe Twistpay și Utrust și vezi cam în ce direcție vrea să meargă Elrond. Apoi discută și cu membrii comunității. Caută și niște interviuri de ale CEO-ului, documentează-te un pic mai mult. Și acum trecem la partea de calcule. Dau 10 milioane de monede în private sale la prețul de 2 cenți, ca să strângem $200.000. Cumperi de $1.000, de exemplu, și ai șansa să faci 50x. Dacă se întâmplă ceva. Pentru că am pus ceva pe acolo ca și cum ar exista și e real. Dar nu există. Și atunci când veneam cu proiecte la voi în iarnă, mai ales în crypto gaming, deși nu eram plătit de ele, eram doar investitor și v-am explicat toată strategia mea de a intra în jocuri de genul ăsta sau proiecte de genul. Investeam pentru că vedeam un produs, un joc. Un joc care urmează a fi lansat și a fi jucat de o comunitate cândva. Pe calculator sau pe telefon sau pământ virtual într-un proiect care avea cerere la noi în țară, că nu m-am băgat de cretin. Erau români care au intrat înaintea mea în proiectul ăsta și vedeam cum cresc prețurile la pământul ăla virtual. Toată lumea râdea, în timp ce eu cu băieții care au văzut o oportunitate de a face bani acolo, intrau și făceau bani. Întotdeauna am încercat să las metode, unelte, chestii de folosit ca să poți să faci bani. Fie că este speculativ sau conservator. Am venit cu ambele variante mereu pentru că este foarte bine să o dai în extreme până îți găsești echilibru. Nimeni nu începe să fie un investitor bun din prima. Trebuie să vezi care sunt ambele variante. Trebuie să faci și chestii riscante, trebuie să faci și chestii mai puțin riscante. Întotdeauna te joci cu niște bugete. Este important să lași bugetul ăla mic pentru chestiile riscante și bugetul mai mare pentru chestii mai puțin riscante, are sens, da? Orice ar fi fost, am venit mereu cu ambele variante. Pentru că, cu mine sau fără mine, lumea o să vrea să investească în cripto și vroia dinainte să apar eu. Dar mi-am dat seama, la fel cum am pățit și eu la început, că lumea nu se educă înainte să intre într-o investiție. Așa că am lansat nu unul, nu două, nu trei, cred că vreo 40 sau 50 de clipuri în iarnă doar, în care explicam la ce mă uit exact atunci când investesc în proiecte de genul, ca să nu mai intre oamenii ca niște gușteri în orice. Bineînțeles că era logic, o să fiu acuzat că fac shilling de proiecte pentru că sunt sponsorizat. Însă am precizat de fiecare dată când am fost sponsorizat și de fiecare dată când am fost investitor. Și mă mai întrebau băieții în comentarii: "Dar cum poți să dormi noaptea? Că știi că le promovezi băieților scamuri." Păi pot să dorm foarte bine noaptea pentru că eu mi-am băgat bani în scamurile alea. Pentru că aici ne întoarcem la linia aia fină dintre proiectele bune și proiectele scam. Mi-am pus banii unde mi-a fost gura. Pentru că eu nu aș recomanda Vodafone dacă folosesc Orange. Vă știți ăștia care faceți asta. Vă știți. Trecem la partea cu staking. O să oferim și partea de staking cu 30% APY. Că na, e la modă și când ți-am zis de staking era clar că te-am prins. Câștigăm rewards. Cât timp tu blochezi la staking tokenurile alea, eu am șansa să fac bani. Ghici cum fac alte proiecte. Cu cât se blochează mai mulți token la stake, cu atât crește prețul mai mult. Tu nu poți să vinzi, cererea crește, oferta scade, prețul crește, da, economie 1 la 1. Eu nu blochez tokenii la staking, deci pot să-i vând și din cauza asta mi-au profituri în momentul ăla. Tu trebuie să te uiți la un proiect, chiar dacă este doar o promisiune la început, la modul la care cei care lucrează la proiectul ăsta pot livra produsul. De exemplu, sunt IT și lucrez la un proiect în cripto în momentul ăsta, care promite integrarea bugetului tău de venituri și cheltuieli pe un blockchain, de exemplu, și astfel nu mai e nevoie să faci faci contabilitate primară. Dacă eram șofer de tir și făceam proiectul ăsta, puteai să fii un pic sceptic. Logic, adică să vezi că omul ăla poate să livreze ce a promis. Este de competență din domeniul ăla. La fel când am vorbit de advising. Sunt advisor la mai multe proiecte momentan. Proiectele care au nevoie de advising de la echipa noastră vor trebui să blocheze la staking moneda Icon. La fel, partea de advising nu făcea altceva decât să blocheze tokenul și din cauza asta, că oferta scădea, prețul creștea. Bă, da, sincer, e o idee foarte, foarte bună. Nu știu ce nu l-am făcut legit. Și acum, sincer, în apărarea ta, pentru primul clip, normal că ai pus botul la ce ziceam acolo. Pentru că eu sunt un fel de financial superman și le-am foarte bine cu cifrele. Ăsta e adevărul, bro. Vrei să te minți? Dar chiar și așa, dacă nu ai o comunitate în care să mergi, să stai de vorbă cu oamenii ăia, nu ai cum să verifici nici restul echipei, pentru că am vorbit doar că o să fac eu și am vorbit de echipă, dar n-am arătat nimic. Nu ai ce să cauți într-un proiect de genul cu banii tăi munciți. Pur și simplu nu ai ce să cauți. După ce ai citit light paper-ul, trebuia să fugi sau cel puțin să mai pui de 20.000 de ori întrebări până se lansează private sale-ul. Da, și trebuie neapărat să îți ofer o analogie. Am un proiect de NFT-uri împreună cu echipa mea, care este bazat în totalitate pe o platformă de e-learning de Web 2, unde poți să înveți tot ce am practicat în anii ăștia de business și crypto și care acum a tranzitat în Web 3, pe un DApp, pe care te conectezi cu portofelul digital și te autentifici cu NFT-ul. Și aici am experiență, asta știu să fac. Asta e expertiza cu care eu vin la pachet și o ofer către membri. Sunt cel mai cunoscut din România pe nișele astea. La fel, nu mă laud, este doar un adevăr. Am echipa în white paper, se verifică conturile, este canal de Discord deschis, poți să mergi să vorbești cu membrii și să-i întrebi pe ei. Bă, de ce ați dat $600 pe un NFT? Sunteți cretini? Avem 10 cursuri despre domeniile despre care vorbesc, inclusiv în social media, predominant 99%. Pentru că așa văd eu viitorul. Cripto va înghiți lumea asta financiară și cred că fiecare afacere va trebui să integreze cumva partea de blockchain. Și în funcție de cerințele membrilor noștri, aducem cursuri constant despre ce vor ei. Ultimul curs este despre swing trading împreună cu Mihnea Bidaru, care este trader, eu nu fac trading, și el îi învață pe membrii cum să facă trading. E atât de simplu. Mi s-a cerut curs de contabilitate, îl voi face împreună cu contabilul meu și îl voi posta în comunitate strict despre partea asta de business și cripto și cum îți plătești taxele, cum devii puțin mai responsabil. Da, bineînțeles, poți să cauți informațiile astea gratis pe Google, dar cei care sunt deja acolo au cerut, așa că noi muncim. Ăsta este practic un business și am reușit să integrăm partea de NFT-uri. Deci este un proiect de NFT-uri care are utilitate și ai cum să verifici tot ce ți-am zis aici. Încă o chestie pe care aș vrea să ți-o amintesc din primul clip. Ne dă practic suma concurentă pentru fundraising, adică $200.000. Nu prea am adresat în primul clip nici partea asta, doar am spus-o la început și după aia n-am mai vorbit nimic despre ea. Pentru că, în realitate, exact asta fac majoritatea proiectelor. Fac fundraising. Fundraising mai întâi și poate mai târziu dezvoltă ceva dacă au chef. E ok, poți să iei donații pentru un proiect în care lumea ar crede și te susține și îți dă 5 euro sau 20 sau 1000, nici nu contează. Dar sunt conștienți că donează banii ei pentru susținerea ta și a echipei și a proiectului. Poate iese, poate nu. Doar că trebuie să le spui că sunt donații sau fundraising. Deci aici este practic linia asta fină de care vorbeam și mulți dintre voi nu o vedeți pur și simplu. Deci răspunsul la întrebarea pe care eu am adresat-o atunci era da, fac fundraising. Dacă cumva aș fi făcut cu adevărat proiectul ăsta, n-ar fi însemnat altceva decât un fundraising major. Pentru mine și nevoile mele personale. Să iau mai mulți bani deodată și să dau înapoi pe parcurs dintr-un cash flow de pe YouTube la care trebuie să muncesc. Dar dacă nu mai am chef să muncesc, pur și simplu abandonez proiectul, bag în faliment toată firma și am obținut $200.000. Și revin un pic la partea de tokenomics, pentru că la fel și aici trebuie să oferi mai multă atenție la proiecte de genul. Vor fi în totalitate 11 milioane de monede, forever. Ok, deci am zis că las 1 milion de tokenuri lichiditate pentru listarea publică. Am reușit să fac un fundraising de 10 ori mai mare decât ce mi-am propus, 200.000 versus 2 milioane. Apoi, la listarea publică începe magia. Contactez niște influenceri mai puternici care să-mi facă o pompare majoră după ce am listat public tokenul pentru doar 1 milion de token disponibili, adică doar 10% din tot supply-ul. În momentul ăsta am 10-20 de oameni care să pompeze prețul pentru că pot să trag niște sfori, cunosc și eu niște oameni și lumea se va bate pentru 10% din toată resursa. În timpul ăsta, la listarea publică, unde am lichiditate de 1 milion de tokenuri, acum se întâmplă și TG-ul, care înseamnă Token Generation Event. Ăia 10% pe care trebuie să-i primească cei din private sale. Adică încă 1 milion de tokenuri. Deci va fi o bătălie la listarea publică între cei care vor să cumpere în total 1 milion de tokenuri și cei care vor să vândă 1 milion de tokenuri pentru că doar ce le-au primit și vor să facă niște profit. Și există o diferență majoră aici. Cei care vor să cumpere acum sunt mult mai mulți decât cei care au cumpărat anterior și vor în momentul ăsta să vândă. Însă resursa ca bătălie este la egalitate. Dar diferența dintre cerere și ofertă este ca și cum ai juca un meci de fotbal, jumătate de stadion, adică 1 milion de tokenuri, versus jumătate de stadion, alt milion de tokenuri, 11 jucători versus 4877 de jucători. Deci echipa a doua va câștiga, vor cumpăra ca nebunii. Însă mai fac un artificiu la listarea publică. Cei care au cumpărat în private sale au șansa să facă staking, remember? Concomitent le dau și celor care cumpără parte de staking și când văd 30% return fără să facă niciun fel de trade, fără să riște, o să zică este o idee bună. Aveți încredere în proiectul ăsta, o să livreze exact ce a promis. Blocați tokenii aia pe 6 luni de zile. Ia să vedem, din 2 milioane de tokeni și 8700 de useri, cred că o să pot să conving vreo 30-40% dintre voi să blocați resursa. De astfel prețul să se ducă și mai puternic la deal. Deci la propriu acum, dacă aș fi făcut proiectul ăsta, prețul ar fi bubuit la propriu la listarea publică. Și iar îți reamintesc de clipul de acum un an de zile. Am explicat și atunci exact cum aș face ceva de genul, doar că n-aș face-o niciodată. Pentru că se poate face foarte ușor prin calcule matematice inclusiv un proiect de genul ăsta, fără să aibă neapărat o utilitate în viața reală. Vezi, de exemplu, Hex. Problema aici, la fel ca și faptul că eu nu promovez jocurile de noroc, deși mi s-au propus o grămadă de proiecte. Problema este că nu cred într-un proiect de genul care nu aduce și ceva la pachet. Dacă este vorba doar de noroc, înseamnă că nu o să te educi, nu o să rămâi cu nimic, cu nicio învățătură, nu o să înveți cum ai putea să investești cu adevărat, pentru că jocurile de noroc nu sunt investiții, e logic. Dacă tratezi spațiul cripto ca pe jocuri de noroc, ghiși ce? Nu rămâi nici cu educație și nici cu bani. Vrei să faci gambling, este fix alegerea ta, poți să faci asta și în cripto, doar nu o să o auzi de la mine, pentru că nu sunt genul care promovează că de genul. Te uiți la o monedă gen Shiba și zici, mamă, cât a crescut, încă mai poate să crească. Bagi banii și apoi pierzi 90% din valoarea lor și apoi stai și plângi. Dar îți garantez că sunt oameni care au intrat în Shiba și au făcut o grămadă de bani. Pentru că research, calcule, tokenomics, etc. Și aici la fel trebuie să verifici tot ce poți, fiecare informație posibilă. De exemplu, dacă vrei să fii membru în Notorious University. Da, și pare că fac shilling, dar nu vreau să intre nimeni acolo decât dacă înțelegi în ce se bagă. Poți înainte să faci pasul ăsta, să stabilești un video call cu cineva de la noi care să-ți explice exact ce primești. În același timp poți să mergi să vorbești cu membrii pe Discord care au intrat deja. La fel pe site poți să verifici echipa de care vorbeam. Nu trebuie să ai încredere, trebuie doar să verifici. Ceea ce n-ai făcut când ți-am prezentat proiectul ăsta între cele două clipuri. Nu ai făcut research, pur și simplu ai completat un formular în care ai zis că o să faci tu o grămadă de bani. Avem 8 membri care au mintat NFT-ul de $4000. Tu te și vorbește cu ei pe Discord. Vezi ce au primit. Merită, nu merită, m-au dat în judecată, nu m-au dat în judecată. Care-i treaba? Sunt nebuni. Ce se întâmplă? De ce ar face asta? Asta faci într-un proiect. Te duci dracu și vorbești cu oamenii de acolo ca să vezi ce se întâmplă cu adevărat. Nu e de ajuns să citești un white paper, nu e de ajuns să intri pe site, nu e de ajuns nici măcar să verifici echipa și atât. Trebuie să faci toate astea la pachet. Pentru că vezi tu, inclusiv acum un an de zile când vorbeam de propria mea monedă și am zis că nu o să o fac niciodată, puteam să fiu milionar numai cu proiectul ăsta prin care tokenizam canalul de YouTube. În primele 2 luni de zile făceam 5 milioane negreșit, exact cum ți-am calculat în primul clip. În schimb, am preferat să construiesc un loc în care lumea nu se înghesuiește la fel să intre, în care lumea plătește $600 pentru un acces, ca să se educe mai mult exact pe ce a vrut să se educe și nu intră cu 20, 30, 500 de euro ca să scoată un 50x garantat, pentru că nu funcționează așa. Am preferat întotdeauna să dezvolt un business sustenabil. Dacă făceam chestia asta cu canalul, da, era un boom de bani, deveneam milionar instant, dar era nesustenabil și poate chiar și ilegal. Și atenție, pentru că încep reglementări masive. Vă zic mai multe imediat, pentru că am vorbit cu avocații. Problema în momentul ăsta, mai ales în spațiul cripto, este că cei neinformați bagă toate proiectele în aceeași oală. Pentru asta am făcut cele două clipuri interconectate și planul a fost de la început stabilit pentru ambele. Nu îți bagi bani niciodată în ceva în ce ai auzit de la mine, te duci pe Twitter, pe Discord, pe Telegram, vorbești cu echipa, cu comunitatea, vezi care e produsul, s-a lansat ceva, s-a livrat ceva, ce. Așa vezi dacă un proiect vrea cu adevărat să facă treabă și nu este rug pull. Și chiar și așa, nu uita că este vorba de un business, este vorba de un startup la mijloc și inclusiv el poate să dea fail. Oricât de competent ar fi echipa, oricât de mult ar vrea să livreze un produs. Deci trebuie să diversifici și să nu riști mai mult decât îți permiți să pierzi niciodată. Și verifică de mai multe ori mereu. Cam asta a fost farsa, tocmai ca să aduc un pic de awareness la modul cum faci practic research, broule, pentru că funcționează. Dacă eu am reușit, alții au reușit și unii chiar au făcut foarte mulți bani în spațiul ăsta, pentru că au fost și mai vechi, s-au prins mai din timp. Contează foarte mult cum faci research, bro, nu doar să faci research, bro. Ideea e că vreau ca cei care vă uitați la mine de atâta timp să învățați ceva, că dacă vroiam să fac bani pe urma voastră, făceam foarte, foarte ușor. Ideea e că dacă nu mai investim în orice fel de prostie, nu mai apar prostii. Dacă nu mai apar prostii și proiecte scam, o să apară proiecte bune. Și apoi o să facem un shift de la totul este un scam la mai sunt câteva proiecte scam. Până când nu mai apar proiecte scam deloc. Pentru că nu mai pot să ne păcălești. În același timp aș vrea să le mulțumesc celor care au participat la campania de informare fără să știe că participă la o campanie de informare. În apărarea lor, da, 99% din cazuri au dreptate. Proiectele în majoritate sunt scam. Și 1%, 2%, 3%, 5% vor să facă ceva cu adevărat. Dar la fel și aici, nu uita că trebuie să aplicăm statistica startup-urilor care în primii 2 ani de zile dau fail, și anume 80%. Deci dacă există 1% din proiecte care vor să livreze ceva, gândește că 80% dintre ele o să dea faliment în primii 2 ani. Selecția trebuie să fie foarte, foarte bună și meticuloasă. Deci nu poți să-i condamn pe oamenii ăștia că nu au înțeles. Vrei să înțelegi un spațiu, nu este de ajuns să zici că tot spațiul ăla este schem. Trebuie să investești mai mult timp, poate și bani în research. Mult. Rău. Așa că cu campania asta de awareness sper că este un pic mai clar, pentru că cei care învață cu ce se mănâncă de fapt spațiul ăsta cripto fac și bani. Dacă nu vrei să investești, că consider că totul este un schem, taci în din gură. Lasă-i pe ceilalți să facă treaba, este total în regulă. Dacă vrei să fii hater, nu este de ajuns doar să vorbești, trebuie chiar și așa să faci research dacă vrei să educi oamenii. Deci inclusiv tu va trebui să te educi ca să poți să-ți educi audiența. Din păcate nu am văzut asta la nimeni din cei care sunt hater. Sau mă rog, contra spațiului cripto, până în prezent cel puțin. Am auzit doar e mare schem, NFT-urile sunt niște schemuri, Bitcoin e schemă Ponzi. Niciun research adevărat, un pic mai deep, nicio carte măcar citită, nimic. Doar niște știri negative preluate și cam atât. Și apropo, inclusiv la noi în România s-a format o divizie specială la ANAF, dacă nu mă înșel, care vor investiga proiectele din cripto. Deci mare atenție dacă pornești cumva un proiect în cripto sau de NFT-uri, fă firmă, firma trebuie să dețină bunurile astea digitale pe care tu le creezi și vrei să le comercializezi, adică NFT-uri sau moneda în sine, și să livreze ce au promis, pentru că dacă nu poți să intri inclusiv la delapidare de fonduri și sau evaziune fiscală. Și inclusiv asta se poate verifica. Ia vezi, proiectul ăla are firmă, nu are firmă, o entitate legală trebuie să dețină bunurile alea digitale care ți se vor vinde ție. Ok, și pe final acum, în apărarea celor care au vrut să investească în mine, pentru că le place fața mea, pentru că au încredere, pentru că am arătat firmele mereu, am arătat mereu ce fac și cum fac și câți bani fac. Și au zis că, de ce să mai facem due diligence? Avem încredere în el. Deja ne-a arătat până acum. Nu mai are sens. Mergem pe mâna lui. Nu există, nu faci asta nici cu maică ta, nici cu prietenul la bun al tău care a găsit eu o oportunitate de afaceri și trebuie să bagi și tu bani ca să câștigi 50x. Dar nu pune prea multe întrebări, nu verifica, trebuie doar să ai încredere. Când vine vorba de investit bani, foaie, pix, notat, verificat pe toată lumea, tot ce se mănâncă practic în proiectul ăla. Firmă, legalitate, comunitate, egalitate, fraternitate, toate astea. Discutat cu clienții direct, vezi ce zic ăia, vezi care sunt partenerii, etc. Pentru că și maică ta și prietenul tot cel mai bun, inclusiv eu, poate într-o zi pur și simplu înnebunesc. Și zic, bă, ia să fac eu niște milioane și să dispar de pe fața pământului. Nu trebuie să ai încredere în nimeni, trebuie să-ți faci due diligence-ul, să-ți faci research, bro, și să iei singur o decizie. Dar nu înainte să treci prin toată partea asta de verificat chestii. Niciodată nu cumperi nimic, nu contează că te costă doar $30, fără să vezi înainte ce primești. De final de clip nu trebuie decât să lași un like la clipul ăsta și un subscribe pe canal. Și dacă nu ai văzut cumva primul clip, ți-l las aici ca să-l vezi și pe el. Și noi ne vedem la următoarea farsă bine gândită.